Tot bani europeni, tot bani pentru spitale. Am spus că ne ținem de cuvânt și chiar ne ținem de cuvânt și vom moderniza toate spitalele din județul nostru. Și acesta este un contract pentru spitalul din Mihăiești, 2,1 milioane de euro, bani care intră în ceea ce înseamnă protecția împotriva incendiilor și instalațiile de fluide și gaze. Astăzi am semnat contractul cu firma care face proiectarea și execuția. Spitalul din Mihăiești este un spital important pentru județul Vâlcea. Acolo avem și, cred că, singurul spital modular din regiune. L-am făcut cu bani tot europeni, în perioada când am suferit cu toții din pricina restricțiilor și protecției împotriva COVID. Bani buni pentru spitalul din Mihăiești în investiții, în, până la urmă, în siguranța pacienților, dar și a celor care lucrează în spitalul de la Mihăiești, TBC, cum o știe toată lumea. Prin proiect care este în valoare de 10.172.706,94 de lei, sunt asigurate condiții privind securitatea la incendiu. Practic se vor monta sisteme de alarmare și detecție a incendiilor, se vor îmbunătăți tot ce înseamnă rețeaua de instalații și transport gaze medicale, fluide medicale, și încă două centrale pentru producerea oxigenului. Prin finalizarea și implementarea proiectului, îmbunătățim condițiile de muncă, creștem siguranța pacienților și oferim un act medical de foarte bună calitate.